Compania chineză Ehang a lansat la Consumer Electronic Show din Las Vegas prima dronă din lume care poate duce la destinație un pasager uman. Potrivit inventatorilor, aparatul de zbor ar putea să determine o adevărată revoluție pe piața transportului aerian. La fel ca o dronă clasică, Ehang folosește 8 motoare electrice care îi permit să decoleze și să aterizeze vertical precum un elicopter. Nu trebuie decât să introduci adresa pe tableta de la bord și aparatul te va duce la destinație. Drona se deplasează în zbor cu o viteză de aproape 100 de km la oră și are o autonomie de până la 23 de minute. Chinezii de la Ehang, citați de gadgetreport.ro, au declarat că prototipul a fost testat în toate condițiile meteo posibile și nu a înregistrat probleme. Până să ajungă la faza de producție, drona va trebui însă să primească și certificările autorităților aeriene, iar acest lucru poate dura câțiva ani în condițiile în care Ehang 184 se dorește a fi un vehicul de transport de pasageri. Fitbit a anunțat la CES Las Vegas lansarea primului său smartwatch, un ceas inteligent dedicat în primul rând celor care sunt interesați să își monitorizeze performanțele sportive. Fitbit Blaze arată ca un Apple Watch și oferă toate funcțiile devenite standard pentru smartwatch-uri, de la afișarea orei, alarmă, preluarea apelurilor și mesajelor de pe telefon, alături de monitorizarea activităților sportive, de la numărul de pași și kilometri parcurși, la consumul de calorii. Potrivit gadgetreport.ro, ceasul promite o monitorizare mult mai fidelă activităților sportive prin intermediul unor funcții speciale intitulate Multisport și Smart Track. Interesant este și faptul că ceasul inteligent are o baterie care rezistă până la 5 zile, în ciuda faptului că folosește un ecran touch screen color. Serviciile Netflix sunt disponibile oficial și în România. Cunoscutul portal de filme și seriale, dar și show-uri TV, oferă trei tipuri de abonamente cu prețuri ce pornesc de la 7,99 euro pe lună. În funcție de tariful ales, puteți rula programul Netflix de pe mai multe dispozitive, bineînțeles cu user și parolă. Filmele și serialele sunt disponibile inclusiv în varianta Ultra HD și pot fi văzute pe telefon, tabletă, laptop, Xbox, PlayStation sau Smart TV. Important de știut este că producțiile Netflix nu beneficiază pentru moment de traducere în limba română. Noul Star Wars, The Force Awakens, a devenit cel mai bine vândut film din istoria cinematografiei americane, detronând Avatarul lui James Cameron, cu un casăr de 760,6 milioane de dolari pe piețele din SUA și Canada, suma adunată în nicio lună de la lansarea oficială de pe 17 decembrie. Potrivit gadgetreport.ro, Războiul Stelelor a avut nevoie doar de 20 de zile pentru a spulbera recordul anterior, înregistrat de Avatar în 72 de zile. Anunțul a fost făcut de Disney, care a precizat și faptul că la nivel internațional încasările Războiului Stelelor au depășit 800 de milioane de dolari. Potrivit jurnaliștilor de la Rolling Stone, noul Star Wars va avea însă o misiune dificilă în a depăși recordul de 2,7 miliarde de dolari înregistrat de Avatar la nivel internațional. Criticii de film au insistat pe ideea că, spre deosebire de Avatar, Războiul Stelelor a stârnit și numeroase critici, iar cronicile negative ar putea influența încasările acestuia. We'll be right back.